frate, din toată inima doresc Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze. Prin harul lui Dumnezeu continuăm derularea evenimentelor din săptămâna mare. Am vorbit împreună despre ziua de marți, undeva până la aproximativ jumătatea evenimentelor care au avut loc în ziua de marți, și anume ne-am oprit la momentul în care Domnul Iisus avea să aprecieze acea văduvă care pusese doi bănuți, despre care Domnul Iisus Hristos a spus în visteria templului, i-a pus mai mult decât toți, pentru că, așa cum bine știți, a pus tot ceea ce ea a avut. După momentul acela, Biblia ne spune că Domnul Iisus a fost respins de către evrei, conform Evangheliei după Ioan, capitolul 12, de la versetul 37 la versetul 50. Apoi a avut loc marele discurs escatologic despre vremurile din urmă a Domnului Iisus Hristos, așa cum este menționat în Evanghelia după Marcu, capitolul 13, Matei, capitolul 24 sau Luca, capitolul 21. În acest mare discurs, Domnul Iisus a profețit și despre distrugerea Ierusalimului. Apoi Domnul Iisus a vorbit despre perioada de tranziție de la distrugerea Ierusalimului până la cea de a doua venire a Domnului Iisus Hristos. A vorbit Domnul Iisus despre a doua venire a sa pe pământul nostru, despre judecata cea dreaptă, în care se va da plata și răsplata fiecărei persoane, potrivit Matei, capitolul 24, de la versetul 45. Și Domnul Iisus avea să prevestească tot în ziua de marți apropiata răstignire, în timp ce membrii Sinedriului îi hotărau moartea. Domnul Iisus Hristos, în ziua de marți, a fost uns cu mir în vederea înmormântării sale în Betania, și undeva probabil spre seară mai târziu, în ziua de marți, Iuda îl vinde pe Domnul Iisus Hristos preoților celor mai de seamă. Ziua de miercuri, în înțelegerea evenimentelor din partea cercetătorilor teologii, se pare că a fost o zi de pauză, a fost o zi în care Domnul Iisus a apreciat să se retragă împreună cu ucenicii săi în Betania, acolo unde era familia îndrăgită, formată din Lazar, din Maria și din Marta, unde Domnul Iisus împreună cu ucenicii, se pare că până în jurul amiezii, a zilei de joi, a petrecut. Apoi ziua de joi, probabil spuneam în jurul amiezii sau chiar mai după masă, avea să sărbătorească Domnul Iisus Paștele evreiesc, moment în care este descoperit și vânzătorul, și așa cum vreau să știți, Domnul Iisus instituiește cina cea de taină. Este o lucrare dumnezeiască, este o lucrare sfântă, este o lucrare care ne leagă de cer, care ne leagă de împărăția lui Dumnezeu. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, a spus Domnul Iisus, și eu îl voi învia în ziua de apoi. Dar regret și sunt și eu profund îndurerat, ca și fiecare dintre dumneavoastră, că în această zi sau în zilele acestea, cu ocazia acestui mare praznic al învierii Domnului Iisus Hristos, datorită circumstanțelor în care ne aflăm, nu putem să stăm la masa Domnului, nu putem să stăm la cina Domnului. Dar credem că și Domnul va aduce vremuri de înviorare, vremuri de binecuvântare peste România și peste lumea întreagă, când din nou vom putea fi împreună, vom putea fi la oaltă și să sărbătorim praznicul acesta așa cum vrea Domnul. Ne rugăm pentru aceasta și Dumnezeu să ne binecuvinteze. În ziua de joi, după instituirea cinei Domnului, avea Domnul Iisus Hristos să transmită cuvântul de despărțire
ucenicilor, potrivit Evangheliei după Ioan, capitolul 14, de la versetul 11 la versetul 33. Apoi, tot în ziua de joi, Domnul Iisus rostește celebra rugăciune din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, în care Fiul lui Dumnezeu face ca o dare de seamă activității sale pe pământ, stă de vorbă cu Tatăl, îi spune modul cum l-a proslăvit, modul cum l-a prezentat oamenilor, modul cum a transmis cuvântul Tatălui oamenilor și modul cum i-a păstrat și i-a păzit pe cei care au fost încredințați, mai puțin cel care era sortit pentru pierzare, fiul pierzării, potrivit cuvintelor Mântuitorului Iisus Hristos. În această rugăciune, de mai multe ori, Fiul lui Dumnezeu vorbește și îl roagă pe Tatăl ca să-i ajute pe ucenici și pe cei care vor crede prin cuvintele lor să fie una. Transmite Domnul conceptul unității bisericii, conceptul unității fraților, a surorilor și a celor care vreau să facă parte din trupul Domnului Iisus Hristos, care este biserica. Se ruga Domnul Iisus, mă rog ca ei să fie una, și exemplul suprem al unității era relația dintre Tatăl și Fiul. Așa cum noi doi suntem una, așa cum eu sunt în tine, așa cum Tată, tu ești în mine, aș vrea și eu, ei să fie în noi și ei să fie una. Sigur că apoi urmează momentul din grădina Ghețimani, momentul numit agonia din Ghețimani, când Domnul Iisus Hristos lasă încă o dată să se evidențieze în mod clar acea natură umană a Domnului Iisus Hristos. L-a cuprins o groază ca de moarte, a simțit că sufletul lui este întristat profund și a chemat ucenicii să-l susțină în rugăciune, ceea ce nu s-a întâmplat pentru că ei au dormit de întristare, dar undeva ca la o aruncătură de piatră s-a prăbușit în fața Tatălui și acolo Fiul lui Dumnezeu a plâns, s-a rugat atât de profund încât sudorile i s-au prefăcut ca niște picături mari de sânge și cădeau pe pământ. Și în rugăciunea lui implora îndurarea Tatălui, spunându-i, dacă se poate să îndepărtez de la mine paharul acesta, este prea greu, păcatele erau prea multe, păcatele noastre, păcatele mele, păcatele lumii întregi, trebuiau sorbită de Fiul lui Dumnezeu și încă până la fund. Dar Biblia ne spune că și Domnul Iisus Hristos a acceptat voia Tatălui și în rugăciunea lui a încheiat spunând, totuși facă-se nu ceea ce voiez eu, ci voia ta. Și Domnul Iisus a fost întărit de un înger, Tatăl din cer i-a trimis un înger să-l întărească. După rugăciunea din Ghețimani, ne spune cuvântul Domnului și evangheliștii ne relatează momentul în care Domnul Iisus avea să fie prins. Au venit cei care l-au urmărit, cei care au plătit pentru aceasta, au venit cu lănci, au venit cu săbii, cu ciomege, cu făclii, să-l prindă pe Fiul lui Dumnezeu. Și îmi place foarte mult relatarea din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 18, în care la versetul 4 cuvântul Domnului ne spune, Iisus, care știa tot ce avea să îi se întâmple, a mers spre ei și le-a zis, pe cine căutați? Ei au răspuns, pe Iisus din Nazaret. Și vă rog să observați, în momentul în care Fiul lui Dumnezeu transmite mesajul acesta, eu sunt. Cuvântul pe care în istorie s-a auzit de atâtea ori, cuvântul pe care l-a auzit Moise, cuvântul pe care l-a auzit oamenii lui Dumnezeu când li s-a descoperit Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt. Cuvântul care l-a auzit Marea Înfuriată, cuvântul pe care l-au auzit cei care erau în sicrie, cuvântul pe care l-au auzit duhurile atunci când Domnul a mustrat cu puterea lui, eu sunt. Când au auzit cuvintele acestea, Biblia ne spune, au căzut cu fața la pământ. Au căzut jos la pământ. Era Dumnezeul adevărat înaintea lor. Încă o dată, Fiul lui Dumnezeu demonstrează
că El este Dumnezeul adevărat. Încă o dată, în fața cuvântului Său, capitulează oamenii, n-au nicio putere. Când s-au ridicat de jos, buimăciți, când s-au dezmeticit din starea în care erau, Domnul i-a întrebat din nou, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Și Domnul continuă să le repete, eu sunt. Dar priviți, vă rog, acea dragoste de Tată, acea protecție divină care o acordă prietenilor Lui, ucenicilor Lui, celor care 3 ani și jumătate au fost aproape. Dacă mă căutați pe mine, eu sunt aici. Puteți să mă luați, puteți să mă duceți cu voi, puteți să mă condamnați, dar pe ei lăsați-i să plece. Domnul îi protejează încă o dată pe cei care i-au fost aproape, pe ucenicii Lui. Sigur că apoi a urmat arestarea Domnului Iisus Hristos, judecarea ilegală, bineînțeles, din toate punctele de vedere, purtat la Ana, apoi la Caiafa, în fața Sinedriului, Fiul lui Dumnezeu, avea să stea în fața marii judecăți. Și marea condamnare și marea vinovăție care a fost adusă este că a recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu. Au înțeles că nu mai au nevoie de niciun argument când a răspuns, da, sunt. Ești tu Fiul lui Dumnezeu? Da, sunt. Și a fost trimis la moarte. Și tot ziua de joi se încheie cu un eveniment parcă mai tragic, mai neplăcut, și anume cu lepădarea lui Petru. Ucenicul acesta care a fost special. Un ucenic care s-a evidențiat prin prezența lui, prin atitudinile lui, prin modul în care el s-a implicat, prin modul în care a fost aproape de Fiul lui Dumnezeu, de Domnul Iisus, aproape 3 ani și jumătate, de data aceasta trece prin această experiență extraordinar de grea din viața lui, o experiență care îl duce la momentul lepădării, în fața unei slujnice, se leapădă cu blestem și spune despre Domnul Iisus Hristos, nu îl cunosc, nu știu cine este Iisus. Dar înainte să cânte cocoșul, s-a întâmplat lucrul acesta potrivit cuvintelor Mântuitorului Iisus, când a cântat cocoșul și a adus aminte de cuvintele Domnului. Biblia spune, a ieșit afară și a plâns cu amar. Noaptea aceea de joi a fost o noapte a reabilitării, a fost o noapte a pocăinței, a fost o noapte în care Petru s-a prăbușit în fața Domnului Iisus Hristos, înaintea Tatălui, cu lacrimi de căință, cu pocăință și cu recunoștință. Și Domnul l-a reabilitat, și Domnul l-a iertat, și Domnul l-a chemat la marea întâlnire de după înviere. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Evenimentele care s-au derulat în ziua de joi, în ziua de miercuri, în ziua de marți, în ziua de luni, care s-au derulat în ziua de vineri, despre care vom vorbi mâine, să fie ca o amprentă pe inima noastră, pe cugetele noastre, pe atitudinea noastră cu Dumnezeu, să ne schimbe viața, să ne schimbe trăirea și să ne ajute să trăim mai mult pentru Domnul și pentru împărăția Lui. Fie ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.